Parlamentul European e dominat de creștin-democrație. Că cea care, doctrina care a salvat Europa de la dezastru, inclusiv la dezastru psihologic, moral, și mă refer în special la poporul german și la cel italian, a fost doctrina creștin-democrată, ceva foarte nou, n-a existat înainte de război. Eu sunt creștin-democrat, sigur, dar nu de asta spun. Creștin-democrația a reușit să revitalizeze Europa și să o ridice nu numai în prosperitatea ei economică, din toate punctele de vedere. Acest lucru ar putea îmbunătăți starea de spirit și implicit starea de sănătate? Fără niciun dubiu, pentru că în centrul social-democrației se află personalitatea umană, în individualitatea ei incomparabilă, este subliniat așa, persoana în spirit creștin și valorile creștine, inclusiv atitudinea față de natură la noi, este un dezastru. Trebuie să știți că are mare legătură frumosul și urâtul cu bolile de inimă. Dacă trăiești într-un mediu urât, vă rog să dezvoltați această idee. Cu străzi murdare, cu lucruri care îți fac silă, nu știi cum să calci, să ajungi cumva, să depășești o anumită zonă. Cu haine neîngrijite. Tot de atât aspectul ăsta și lipsa unui zâmbet și a politeții. Occidentalii au reușit să au cu tot altceva la televizor. Prezintă concursuri pentru cea mai frumoasă grădiniță în fața casei, de pildă. Și să bat oamenii, să pun și o flori. Uite ce a făcut ăsta. Lucruri frumoase. De asta pun oamenii flori în grădină. Pentru că îi bucură sufletul și se reflectă asupra inimii. Frumosul îți scade tensiunea, nu face spasme coronariene. Astea s-au văzut prin coronarografii, le injectez și vedem cum circulă sângele în arterele coronare și anumite emoții și anumite astea face spas coronarian. Chiar și examenul în sine provoacă spasm coronarian. Sunt vizibile lucrurile astea. De ce credeți că noi suntem un popor, așa cum a spus, greu adaptabil? Totuși românii noștri, dacă ne gândim la costumele naționale pe care străbunicii noștri și bunicii noștri le purtau, cu câtă migală coseau o ie sau mergeau chiar și la câmp îmbrăcați în costume frumoase, chiar și bărbații, da, în costume frumoase, albe, da. În cămașă și în țara albă. Deci românii, aș spune că au deschidere către frumos. Păi, o deschidere moștenită. Ne-a părăsit această dorință? Ce s-a întâmplat cu noi? Dacă luptăm pentru frumosul din jur, luptăm pentru propria noastră sănătate. Vă rog să spuneți mai răspicat acest lucru. Este o durere pentru cineva care iubește să meargă în natură și mai departe, să vadă masacrul ăsta, tăierea pădurilor, pe care o plătim acum cu veri secetoase și uscate și fără ploaie. Și când plouă, bineînțeles că toate ne plângem de inundații. Păi și dacă ai tăiat pădure, normal. Zic, uite, sunt doi oameni, să zicem, unul cu chelie, altul cu un păr bogat. Și iau paharul și îi torn câteva picături, ăsta pe chelie, să scurge, nu? Apa. Ăsta, sunt pe nimic. Că pădurea absoarbe apa, o ține ca un burete, nu lasă șuvoaiele, torenții, plus să facă inundații. Care nu mai vorbesc de oxigen, dar și, și plantele verzi. Frumosul. Este un cult al frumosului. Deci, al copacului, măreția copacului, splendoarea asta. Inima este legată de frumos. Ca și florile, sigur că da. Inima este, sănătatea inimii este legată de cuvintele. Păi când duce unui bolnav o floare, e un gest, poți să-i dai un, nu știu, da, altceva. Adevărat. Îi deschide inima, îl relaxează. Poate că ar trebui să... Tulburările de ritm produc moarte subită. Moartea subită e tot mai frecventă, legată de emoții puternice. Emoții în care nu te angajează. Totdeauna un meci cu miză mare... Meci de fotbal. Da, se lasă cu unul, doi morți așa subiți în tribune. Mai mare decât unul la emoții, da?